Continuăm cu propunerile AUR pentru Parlamentul European. Azi, despre mitoman, trasei, securiciști și oportuniști plini de tupeu. Sunteți la starea impostorilor cu mine, Valeriu Nicolae. Lista AUR începe cu două nume, Acaia Felicia și Alexa Roxana. Despre doamna Akaya, îmbogățită în urma unei căsătorii cu un cetățean turc, Mehmet Serdar Akaya, implicat într-un mega scandal de corupție, nu are rost să vorbim. CV-ul domniei sale este stupefiant și promovarea agresivă pe care doamna și-o face este la limita sociopatiei sau a securicismului. Desigur, nu contează pentru xenofobii de la AUR, trăiască domnul Tănasă și domnul Târziu că doar partidul are nevoie de bănuți, chiar dacă sunt ei turcești. Totuși merită să vorbim mai în amănunt de domnișoara Alexa Roxana. De ce? Pentru că are două CV-uri. În cel în engleză, domnișoara a terminat într-un an, ca o genie ce este, facultatea de filozofie de la Timișoara. În cel în română, nu există facultatea asta. În cel în engleză, mai are o diplomă de la Universitate din Zagreb, făcută între 2014 și 2016. În cel din română, e vorba de o bursă Erasmus, între 2013 și 2015. Nenorocirea face că nu există burse Erasmus pentru o perioadă mai mare de un an, iar ea a făcut 2 ani acolo. Roxana Alexa este și actriță. S-a trecut coproducătoare la un film care nu a apărut. Cariera Roxanei pute și ea, așa cum put carierele majorității zdrobitoare, peste 75%, a celor care sunt pe listele AUR la europarlamentare. Scrie fata că a terminat filozofia, după doar un an de studiu la Timișoara. Așa scrie în CV, așa zic și eu. A terminat și arte, conservare și restaurare, tot la Timișoara, în 3 ani, în timp ce făcea în același timp o altă facultate pe care o termină în 2 ani. Genie, v-am zis, la Zagreb, unde a studiat sculptură, neuroștiință și artă. A trecut că a făcut și psihopedagogie într-un singur an. Nu e tot. Stați bine? A făcut și un master de astrofizică și cosmologie cu o lucrare de masterat numită Distribuțiile puterii spectrale există în lumea fizică, dar culoarea există doar în mintea observatorului. În mod așteptat, Roxana a lucrat la un proiect UE despre conectivitatea și siguranța parcării. A fost parteneră cu un neamț care duce profitul în Germania. Că doar voi credeți AUR când zice că e împotriva străinilor care sug sângele țărișoare. Smiorc, smiorc. Coincidență, firma bubuie în perioada în care ea este consiliera primarului din Lugoj. Deci a fost și consilieră de primar, a lucrat și la Radio România, este și arbitră de ciclism și deținătoare de firmă care dă consultanță, actriță, coproducătoare de film, consilier la o firmă care a digitalizat Munții Carpați, bă, nu e o glumă, așa zice fata asta. Evaluatoare la Centrul de Proiecte al Timișoarei și face și distribuție de film. Firma ei a fost un prăpăd, 0 angajați și profit de mai puțin de 1 leu pe zi în ultimul an. Nu e tati mitomană, nu, nu, nu. E candidată pentru europarlamentare pe lista AUR. E săracă lipită în ciuda incredibilei ei cariere. Are 33 de ani. Elena Doboș se prezintă ca o femeie ce are drept cauză națiunea. Națiunea impostorilor, cel mai probabil. Este profesor de limba și literatura română, coordonator AUR Tulcea din octombrie 2020. Este mentor, coach cu multiple formări internaționale în lucru cu adulții. Disciplina, loialitatea și bucuria sunt trăsături ce o fac, definesc. Așa scrie AUR, așa zic eu. În CV-ul domniei sale nu apare nicăieri că ar fi fost profesoară. A lucrat doar în asigurări, deși conform CV-ului a terminat literele și are un masterat în administrație publică la Paris. Unde a lucrat cel mai mult este la PSI Academy. Academiciană, bă. Hai să vedem cu ce se ocupă academia asta. Calea hermetică pentru transformare interioară avansată. Învață cum să-ți alchimizezi relațiile, să-ți descoperi arhitectura destinului în anul 2 de studiu hermetic. Înveți asta la doar 4.800 de euro pe lună. Aici a lucrat doamna Doboș ca mental health therapist, că chiar era nevoie de terapist mental. Cum o fi lucrat doamna asta ca terapist mental? Nu știm. Un alt curs se numește Mandala evoluției spirituale. Mandala asta vine din budism. Budismul ăla tradițional de la Zamorces, nu știți voi, bă, fraierilor. Femeia a terminat conform CV-ului litere la Ovidius Constanța și apoi a făcut un master la Paris pe administrație publică. După master în Paris s-a angajat la vânzări de asigurări la Tulcea. Asigurări, bre, industria aia cinstită care a dat faliment după faliment. În timp ce lucra la Tulcea, făcea, zice domnia sa, un master la ASEB la București. Singura problemă e că nu e masterat, ci doar studii postuniversitare. Doamna Grosu Veronica a fost asistentă și a făcut o facultate cotată slab la Suceava la 32 de ani. O căutare rapidă arată că e un profesor universitar cel mult mediocru. Imediat după terminarea facultății scrie în CV că a fost administrator la firma domniei sale din Suceava între 2002 și 2013, în timp ce era și profesoară la liceul pe care l-a terminat și făcea și un masterat la Suceava și un doctorat la Timișoara. Problema mare e că apare în firma abia din 2003 și că firma nu are din 2005 niciun fel de rulaj și a fost suspendată din 2009. Deci minte. În mod și mai straniu pentru doamna de pe lista AUR, la europarlamentare, soțul trăiește de mulți ani în Italia, pe tradițional, așa cum ar spune domnul Simion. Silviu Gurlui este un alt candidat AUR. E un fizician inteligent, dar ciudat, ca să folosesc un eufemism. Este prezentat de oamenii care îl cunosc ca fiind confuz, diletant și oportunist. A fost unul dintre liderii USR de la Iași. Acum este pe listele Parlamentului European din partea AUR. Nu este singurul fost lider de la USR care a trecut cu surle și trâmbițe la AUR. Liviu Natea este și el pe lista AUR a candidaților pentru europarlamentare. E vicepreședinte AUR la filiala din județul lui. În 2016 era un susținător al lui George Maior, fostul șef al SRI, și se prezenta ca fiind politolog la 22 de ani, că ștupeu nesimțit e cel mai important atribut al politicianului român. George Maior era pe atunci ambasador în Statele Unite, iar el se tot plimba prin Statele Unite. Era pe lista Partidului România Unită, PRU, pentru Parlament, partidul unui fost PSD-ist Bogdan Diaconu, care puțea îngrozitor a servicii secrete și a relații cu Rusia. A fost publicat repetat de Vocea Rusiei. Și a lui Sebastian Ghiță. Și el, tot fost PSD-ist, mafiot, fugitiv, care se ascunde în Serbia, cea atât de mult iubită tot de Rusia. Natea are acum 30 de ani și este printre speranțele AUR, deși profesional omul este un absolut zero. Orbeala asta a partidelor, când vine vorba de oportuniști inteligenți, agresivi și total lipsiți de coloană vertebrală, e șocantă. Am citit sute de postări ale oamenilor care sunt pe lista AUR pentru Parlamentul European în documentarea asta. Cu voi și susținătorii voștri vorbesc acum. Ce legătură are, mă, patriotismul cu ură? Faptul că îți iubești poporul nu înseamnă patriotism, că la voi mai degrabă pare că sunteți hotărâți să ne iubiți forțat și dacă nu ne place ne și dați una. Ăla e viol, tati, nu iubire. Aiurismul nu e patriotism, e doar vrăjeală ieftină, o schemă de tip loverboy în care niște șmecherași vă spun la început că mor de iubire pentru voi. Apoi încetișor să nu vă prindeți, încep să vă zică că nu prea au bani și vă scot un pic la produs ca să salvați țărișoară. Extremismul nu e, mă, patriotism. Așa cum nu e nici jigodeala PSD-ului, nu e patriotism și nici minciunile PNL-ului nu sunt patriotism. Patriotismul ar trebui să fie despre ce facem, să ajutăm, dar nu din banii publici sifonați. Despre cinste, despre meritocrație, despre cum trăim toți cât mai în pace cu cei de lângă noi și din jurul nostru și nu despre gargară ieftină și oportunism care duhnește a servicii secrete. Hai, sic tirmă!